Potrivit unui studiu recent, consumul zilnic al unei porții de leguminoase, cereale integrale, fructe și legume începând cu vârsta de 20 de ani poate avea un impact semnificativ asupra longevității. Conform tabu.ro, în afară de măr, ce alimente pot ține cu adevărat medicul departe? Cercetătorii norvegieni au răspuns la această întrebare. Lucrarea lor identifică dieta optimă de adoptat de la vârsta de 20 de ani și care ar putea adăuga 10 ani la speranța de viață. O alimentație bogată în leguminoase, mazăre, linte, soia, cereale integrale, ovăz, porumb, orez și nuci, migdale, fistic, combinată cu un consum redus de carne roșie și produse procesate, poate adăuga 10 ani de viață unei femei și 13 ani unui bărbat. Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa de cercetare a analizat cauzele morbidității din Statele Unite, China și Europa. Astfel se estimează că alimentația deficitară este cauza a 11 milioane de decese premature pe an. Aceste rezultate au fost apoi combinate cu alte meta-analize recente pentru a determina impactul mai multor tipuri de alimente asupra longevității. Leguminoasele sunt populare. O rație zilnică de 200 de grame ar putea crește speranța de viață cu mai mult de 2 ani la cei peste 20 de ani. Aceeași observație pentru un aport zilnic de 225 de grame de cereale integrale bogate în fibre solubile și pentru un aport de nuci 25 de grame pe zi, sursă de minerale esențiale. Ideal, potrivit oamenilor de știință, este să suplimenteze aceste alimente cu o porție semnificativă de fructe și legume. De altă parte, redus sau chiar evită consumul de carne roșie și mai ales de carne procesată precum mezeluri. Dacă nu reușești să elimini complet din farfurie, cercetătorii estimează că acest câștig de longevitate scade la 7 ani pentru bărbați și la 5 ani pentru femei, relatează tabu.ro.